Nu există niciun înger și niciun Buddha în afară de Lama. În Guru Yoga, ideea esențială este să înțelegem că în corpul Dharmakaya, toți Buddha au o singură aromă. Dharmakaya este Lama absolut și ea sunt toți Buddha. Aceasta este inima practicii Guru Yoga. Fără această înțelegere, este imposibil de practicat Guru Yoga așa cum trebuie. Chiar dacă facem vizualizări, nu va fi pe deplin satisfăcător, deoarece nu ne va fi clar cum Buddha poate fi întruchiparea Lamei și cum Lama este întruchiparea lui Buddha. Dar ne va fi extrem de clar dacă vom înțelege inima Guru Yoga, și anume că Lama este Buddha, iar Buddha este Lama. Dharmakaya este ca un ocean în care ape din surse diferite se amestecă, iar diferiții noștri Lama sunt ca picăturile din ocean. Toți Lama sunt manifestări ale Dharmakaya, Lama absolut, mintea sfântă a tuturor Buddha. Lama absolut se manifestă într-o formă obișnuită în funcție de karma discipolului. Această formă obișnuită este Lama convențional, a cărui esență este Lama absolut. Când vedem sau ne imaginăm un înger, sau vedem statui sau picturi cu îngeri, ar trebui să-i recunoaștem pe toți ca fiind Lama. Având această înțelegere a ceea ce este Lama, această înțelegere a Lamei absolut, este mai ușor să ne reportăm la toți Buddha din toate cele 10 direcții. Indiferent câte aspecte exterioare diferite există, masculin sau feminin, cu 2 mâini sau 1000 de mâini, toate sunt manifestările Lamei, iar Lama sunt toți acești Buddha.